Primăria Mergidiei a ajuns la fundul sacului. Posturile 157 de asistenți personali au fost desființate. Aceste reduceri de personal sunt motivate de faptul că primăria nu mai dispune de fondurile necesare plății salariilor asistenților personali până la sfârșitul acestui an. Guvernul a alocat doar 100.000 de lei din totalul de 320.000 necesari. Da, aduce o alocație foarte săracă către asistenții personali personal cu handicap de numai 100.000 de lei, 1 miliard de lei vechi, față de necesarul de 3,2 miliarde cât ar fi fost suficient pentru a se asigura salariile în lunile noiembrie și decembrie, fapt care ne dă nouă, ca soluție găsirea unor alternative pentru că acești oameni să nu rămână fără protecție socială reală în lunile noiembrie și decembrie, urmând ca pe bugetul nou din 2014 să găsim soluțiile de reangajare practic. Ca o măsură de protecție socială, asistenții personali vor fi trimiși în șomaj. 24 de persoane nu îndeplinesc însă condițiile pentru acest venit. Până la sfârșitul anului, aceste persoane vor primi o indemnizație pentru persoanele cu handicap suportată de la bugetul local. Rectificarea bugetară nu a avut o surpriză plăcută. Corecția financiară pozitivă este legată de salariile profesorilor care sunt acoperite pentru ultima lună a anului. Din suma de 320.000 de lei bani necesari pentru salariile asistenților personale cu handicap s-au alocat doar 100.000 de lei. Potrivit administrației locale, situația va intra în normal la începutul anului 2014, odată cu stabilirea noului buget.